Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la Istorii știrii. Astăzi vorbim despre explozia de la Crevedia și despre întrebările care trebuie puse acum autorităților, primăriei Crevedia, pompierilor, proprietarilor stației de GPL și mai ales nouă înșine. Rămâneți aici, comentați puțin mai târziu și ascultați-mă. Începem cu imaginile pe care nu le-am băgat în seamă la început. Păra o zi ca oricare alta și o întâmplare ca oricare România, în care totul este posibil. Prima explozie. că adică n-au fost doar două. Asta este explozia de după începutul incendiului. E o mașină de poliție acolo observați la vreo 100-200 de metri de stația de GPL. Astea sunt primele imagini, cred că înainte de ora 6 după amiază și așa a început totul. Puțin mai târziu câțiva colegi de la TVR filmau și ei acolo și sunt câteva imagini mai de aproape pe care le puteți vedea pe pagina știrile tvr.ro Chiar vă recomand să aruncați o privire acolo. S-au mișcat destul de bine. E, aici, o mașină de pompieri, vedeți, una singură deocamdată să dau jos. Ce uităm mai de aproape? Și asta va fi una dintre cheile acestei povești. Cei care sunt mai aproape au casca destul de, acea casca uh, uh, în întregime pus, dar acest pompier, dacă vă uitați, acest pompier nu are vizorul. Pe față. Și asta va fi important puțin mai târziu la a doua explozie, unde 28 de pompieri au fost răniți. 28 de pompieri au fost răniți la a doua explozie și, vedeți, poate că nici nu are vizor casca, asta i-am găsit mai multe modele, unele cu, unele fără vizor, dar ăsta este un lucru de discutat puțin mai târziu, nu neapărat de către mine, care nu mă pricep, dar de către cei care au participat la povestea asta și au fost implicați în ea. Ce s-a întâmplat puțin mai târziu? Păi, pompierii s-au apropiat, au început să stingă focul. Nu știm cât de aproape erau, cât de intensă a fost a doua explozie. Am să vă dau câteva imagini de acolo, de la a doua explozie, filmate de Martor ocular. Vedeți, încă mai merg mașinile de pompieri în direcția aceea. Încă mai e trafic în zonă. Șase. Îngrozitor. Îngrozitoare a doua explozie. Mamă, life-a luat scuzați pentru limbajul pe care... nu pot să-l controlez întotdeauna. Oamenii, vă imaginați că cei care strigă aici sunt cei care sunt la ceva distanță de accident și poate evacuați chiar de acolo. Deci asta este unul dintre lucrurile îngrozitoare la care mă gândesc în momentul asta. Apropo, puteți începe să comentați dacă sunteți uh, în direct. Uh, uite, lumea întreabă ce părere aveți despre faptul că domnul Predoiu a declarat că s-a evitat un dezastru uriaș. Păi ăsta cum e dezastru mic. <laughs> ce? Uh, ok? Altcineva spune, un pompier despre care spuneți că nu are vizorie, șeful care coordona intervenția n-a fost rănit decât superficial, bravo lui. Uh, alții, discutăm și despre primari și despre fiul lui în curând, în curând și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, ultimele 24 de ore pun aici, nu uitați să le spătiți cu un share, este plata pe care vă cer. Uh, Alcineva spune despre 8 ani de la colectiv, am scris și eu despre asta, zero spitale pentru mariari și trăiască autoritățile, într-adevăr. Bun, hai să mergem mai departe, să ne mai uităm puțin la câteva imagini de acolo. Pentru că a doua explozie a avut la bază un fenomen pe care am să vi-l descriu în curând. L-am găsit, cum să vă spun, l-am găsit și eu uh, la unul dintre uh, prietenii mei de pe Facebook, uh, care dă un link la un site care explică exact ce s-a întâmplat acolo la a doua explozie. Și o să povestim puțin mai târziu. Până una alta, uitați-vă cât de intensă a fost a doua explozie. Adică pare o explozie atomică în mic dacă te uiți în toată povestea asta. Absolut, absolut îngrozitor. Cum vedeți acolo în depărtare, oamenii sunt chiar în raza ei de acțiune, cei mai mulți. Dintre cei care au fost răniți au fost... Răniți la a doua explozie, nu la prima explozie. Asta este important de reținut pentru că în povestea asta cred că unele dintre răniri puteau fi evitate. Nu mă pricep, atenție, las pe autorități să-și dea cu părerea în privința asta, dar am văzut câteva imagini care ne dau, cred că cel mai bine ne dau această dimensiune a exploziei, imaginile de pe, de pe Facebook care au curs l am găsit pe site-ul adevărul aici. Uitați-vă cât de intensă este explozia. E la distanță de câțiva kilometri de București și se vede pe această cameră de supraveghere. Probabil că bula de foc a avut, a avut zeci de metri diametru în acel moment. Cum stăm la ora asta, în dimineața asta? Deci suntem duminică, pe la prânz să zicem... În momentul acesta, spot media vorbește despre 58 de oameni răniți și arși, mai mulți sau mai puțin grav. 10 dintre ei sunt intubați, 2 au arsuri pe mai mult de 90% de corp, de gradul 3 și 4. 8 dintre cei în stare gravă care pot fi transportați vor merge la spitale din străinătate. Asta înseamnă că deja au plecat câțiva, o să mai plece în această zi sunt câteva țări care ne-au ajutat, Belgia, Italia, Austria, Norvegia, Germania și Bulgaria. Deci aceste țări ne-au ajutat, străinii ne-au ajutat, noi n-am fost în stare să ne facem spital de arși al nostru. Nu merită, domnule, să facem alte lucruri. Facem, da, nu mai zic ce. Acum, hai să vorbim puțin despre ce se întâmplă la față. Ce se întâmpla la fața locului? Arafat a zis astăzi că acea stație nu mai avea autorizație de la ISO din 2020. Cu toate asta, cu toate astea, uite, oamenii încep să reacționeze, statul în mână-mână cu interlopii, cele șapte, opt spitale regionale, Cristania, Cristiana a promis PSD-ul, spitale regionale, bravo PSD să fie primit, corupția încinge și ucide, iată, corupția, Mihăilești, într-adevăr, la Mihăilești au murit foarte mulți dintre, dintre cei de acolo, pentru că erau prea aproape. Liliana supărată, cum poate fi poporată de lăsători păi așa este, cum să vă zic. Oamenii pun la comentarii și imagini după a doua explozie, mulțumesc pentru ele, văd că sunt foarte multe reacții aici, da, problema este corupția. Hai să discutăm puțin despre ea. Ce e cu corupția asta? Păi, în primul rând, mi-a plăcut Micea Marian, mi-a plăcut, îl urmăresc pe Twitter, stația, a cui e stația? Păi a fiului primarului PSD din Caracal. Acum lumea zice că primarul își făcea business prin interpuși. Eu nu cred așa ceva. Cum să se întâmple așa ceva? Un funcționar public să-și facă afaceri de milioane cu ajutorul rudelor. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Unde? În sfârșit, la doi pași de București pe un drum național se întâmplă povestea asta și ce mai zice domnul primar? Uh, primarul, apropo, uh, așa arată primarul. Uh, Să, are o, nu, fiul lui are o firmă se numește Flagas SR, Fiul lui are 51%, deci pachetul de control dar îmi imaginez că e un alt administrator care în momentul ăsta poate fi făcut răspunsător pentru că așa e frumos, așa e în tenis. Bun, ce zice informația asta? Primarul, în primul rând, că era în străinătate la un simpozion, primarii din Caracal, pentru binele vostru Caracalen s-a dus la simpozioane să afle cum să-și face firme, cum să-și facă mai bine datoria de edil. Bun. Deci, uh, nu știu să fi făcut băiatul meu ilegalități. Înțeleg că sunt și doi Pakistanezi muncitori. Dați dispăruți, zice acest domn. Mi imaginez că Pakistanezii erau săracii care umblau acolo la civilele, alea și schimbau când s-a -a întâmplat uh, em, explozia. Dar ce e important de spus acum, foarte important de spus, este că a, absolut toți oamenii care lucrau cu gazul ăsta, ar fi trebuit să aibă autorizație Ișcir. Aveau pakistanezii ăștia angajați de fiul, mă rog, de firma fiului primarului autorizație scir, când probabil că ei nu știau românește. Întreb. Mă rog. În sfârșit, nu contează foarte tare. Oricum, hai să vă spun ce bine o duce firma primarului, bă, 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 băiatului primarului. 595 de milioane de lei, profit 32 de milioane, 32 de milioane de lei. 32 de milioane de lei profit. Wow! Mă scuzați, dar merită să fii primar. Pardon, fiu de primar cu firmă de... Crevedia. Crevedia are și ea primar de unde? Hai ghiciți de unde e primarul de la Crevedia. Hai să văd dacă ghicește cineva. Ghicește cineva, lăsați la comentarii. De unde este primarul de la Crevedia? De la ce partid este? Hai să vedem de la ce partid. Lăsați la comentarii. Primarul de la Crevedia. Și noi mergem mai departe. Mergem mai departe la declarația acestui primar. O declarație care a fost luată azi noapte de România TV. L-au sunat ăștia de la România TV și pentru că ei sunt prieteni cu... zici cineva că e de la UDMR. n-ai n-ai nimerit. Gebe Alpar. Te apropii, ești chiar acolo. Cristu zice de la Nu, no, de la aur o să fie la anul, dar și să se rezolve tot, nu să mai fie probleme. Ramona, PSD, UDMR și așa mai departe. Nu mă, nu e de la UDMR, e de la PSD. E de la PSD, ăsta e răspunsul corect. Acum, ce zice primarul? Intervievat de România TV azi noapte, zice așa. Știți să fie victime? Uite, asta este replica. Știți dacă au murit oameni? Este întrebat. Și îl răspunde. Știu este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor. Ați înțeles, dragilor? Este problema lor, a pompierilor. Nu e problema firmei, a primarului, unei firme care dă foc la oraș. Nu! E problema pompierilor. Înțelegeți până unde merge România în străfundul maimuțelor care suntem? Cât de adânc suntem contaminați de mizerie morală? Cedie în care e posibil să rudele tale să fie implicate și tu să zice problema lor? Fabulos! Domnul primar, sunteți de jos pălăria. Jos pălăria în grajd și dat cu ea în balegă. Caracalenilor, de asemenea, felicitările mele că vi l-ați ales. 32 de milioane a făcut firma băiatului lui. O, ați făcut și voi ceva în viața lor, bă, caracalenilor. Ați făcut ceva mișto. Ați făcut un primar și o familie fericiți. Cu votul vostru. Să vă fie de bine. Și eu merg mai departe. Merg mai departe cu istoriștirile. Lumea e, văd că... <laughs> da... Empatie zero. Zice cineva foarte optimist. Sper că la următoarele alegeri oamenii să se gândească de două ori înainte să pună stabila la pe SPS. <laughs> Come on! Cum să se gândească mă de două ori? Cu ce să se gândească de două ori? Cu ce? Ok. Hai să mergem mai departe. Noi să fim sănătoși, ceilalți e problema lor. Da, oamenii comentează. Ce să fac? Nu pot să-i opresc. Hai să mergem mai departe. Să vorbim despre uh, povestea asta. Stația asta, zice, de fapt, nu putea să funcționeze fără protecție politică, zice site-ul de fapt. Pentru că sunt condiții dure pentru deschiderea unei astfel de sta stații. Și care sunt condițiile? Um, sunt așa. Ia, uite. Un RSVTI, un responsabil pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor, proiect avizat de Institutul pentru Siguranța Cazanelor, proiect de amplasare, certificat de un părinți, așa avize, autorizație de construire. Asta e la primarul din Crevedia, tot la PSD. Hmm, interesant. Ce se va întâmpla cu primarul din Pez Crevedia, dragilor? Ce se va întâmpla cu primarul din Crevedia? Hai să vedem. Ce s-a întâmplat și cu piedone, presupun? Să fie scăpat, să fie exonerat, să... La revedere! nici aici nu se va face dreptate, asta mi-e teamă. Bun, deci sunt multe lucruri de care e nevoie. Un aviz de instalare, buletin de verificare cu ultrasunete a rezervorului și așa mai departe. Unele dintre aceste acte nu erau. Autorizația de la uh, ISU nu mai exista și nu mai avea voie să mai vândă către populație. Dar primarul a declarat că ieri seară se la uh, Digi24, din ce mi-aduc aminte, Că ei mai făceau operațiune acolo. Transferau, era folosită ca depozit de carburant. Aveau aviz de depozit. Asta e o întrebare foarte importantă de pus acum. Dacă aveau acest aviz, dacă funcționa în legalitate. Primarul spune că nu. Păi stai, dacă funcționa în ilegalitate. Tu ca primar, o stație de carburanți care poate eu zic că mai sară în aer. Stai așa, liniștit. A, ah, păi nu poți să o închizi. Păi nu poți că ăla din Caracal e mai mare în grad decât tine. Înțelegi? E mai mare în grad decât tine. Are cam niște ascame pe aici. Nu poți să-i închizi fiului stația. Hai Și mergem mai departe. Vreau să vă arăt o imagine. Asta. Uitați-vă la pompierul ăsta. Este unul dintre cei care au scăpat ușor. Probabil că avea casca de protecție cu vizorul închis, dar în mâini n-avea mânuși. Sau avea mânuși, dar focul a trecut de el. Probabil că e una dintre victimele de la al doilea incendiu, de la a doua explozie. Și acum ne ducem la o poveste, care cred că e importantă. O poveste pe care am citit de pe Twitter, de fapt, v-am spus greșit, de pe Facebook, Alini, Kim zice așa. Material de studiu pentru cei care intervin la un incendiu lângă rezervoarele de gaz lichefiat, inflamabile sau nu. 99.9 9, .9 din pompierii de la noi nu cred că știu ce este bleve. Deși 100% ar trebui. E vorba de viața lor și a noastră. Acum, eu nu cred că 99% din pompierii noștri nu știu ce e bleve. Totuși, noi nu știm ce e bleve. Eu am auzit astăzi de chestia asta și vreau să vă povestesc despre. Ce fenomenul este ăsta? Apropo, site-ul pe care găsești informații despre asta se numește firerescue1.com adică firerescue 1com Da, pentru cine vrea să intre în detalii. Oricum, am să las la comentarii puțin mai uh, târziu, când termin live-ul, uh, toate linkurile pe care le-am folosit astăzi. Bun. Ce este povestea asta? Povestea asta a început, s-a constatat cum funcționează în 1959, când uh, 5 pompieri, 1959, da? 5 pompieri au murit în Kansas, atunci când un um, tank de combustibil a explodat, a explodat în timpul unui incendiu. Ce este BLEVE? În engleză se numește Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Aceasta este o explozie care se întâmplă atunci când lichidul presurizat în interiorul unui vas, cum ar fi un vas de propan, ajunge la temperaturi mai înalte decât Punctul de fierbere al lichidului. Dacă acel vas nu e suficient de puternic ca să reziste la presiunea care vă imaginați că în momentul a crește, atunci se va sparge mecanic și va apărea explozia. Asta înseamnă că un tank expus la temperaturi foarte înalte de incendiu de lângă el poate să explodeze chiar dacă este perfect etanș pentru că temperatura la care focul îl expune duce la fierberea lichidului. Înăuntru e gaz în stare lichidă, dar fierbe, crește presiunea și pur și simplu dă pe din afară. Asta s-a întâmplat la, al doilea, la a doua explozie, un bleve. Și asta a dus la niște concluzii. Se poate întâmpla și fără foc în cazul nostru s-a întâmplat cu foc, cum poate fi prevăzut? Firește, trebuie să ai o supapă care să lasă vaporii să iasă direct în atmosferă. Caz în care acolo atmosfera era un incendiu, nu cred că nici supapa ne a ajutat. În sfârșit, ce trebuie să facă pompierii în astfel de situații? Și aici este foarte important pentru noi. Trebuie să stea la distanță cât mai mare și să folosească țevi de apă fără uh, personal. Adică, țevi de apă, robotice. Să aibă duza aia dusă acolo de roboți. Aveau, nu știu. Aveau. Am auzit că erau și niște roboți. Să pune multă apă ca să se asigure că temperatura rămâne redusă acolo. Și încă vreo câteva alte, uh, alte sfaturi. Cel mai important lucru este că pompierii trebuie să stea la distanță cât mai mare într-un sistem din ăsta complicat cu mai multe rezervoare de combustibil în care unul dintre ele arde și degajă căldură. Asta, asta e o chestie pe care trebuie mă rog, o discuție pe care trebuie să o facă acum pompierii între ei. Să aibă, de asemenea, echipamentul cu vizieră completă. Cineva mi-a trimis, dar nu pot să pun poze, câteva imagini cum arată viziera unuia dintre pompierii care a intervenit ieri. Viziera era topită. Vi le descriu, sunt de pe un grup al pompierilor, nu am acces acolo și nu vreau să creez probleme oamenilor care mi le trimit. Viziera și plasticul sunt topite. Îmi imaginez că ăsta era un pic mai departe, cei care erau mai aproape, poate că s-a topit chiar mai rău și a ajuns la fața lor. Deci s-ar putea ca echipamentul să nu fi fost destul în situația asta și să fi fost pur și simplu aproape. Chiar dacă erau complet cu echipament, cu vizieră, cu tot ce trebuie. Bun, reacția ale autorităților. Autoritățile au făcut un lucru bun, după părerea mea. I-au pus imediat pe avioane acolo unde pot fi tratați. Ok. A ieșit Claus cu o declarație. Voi l-ați văzut pe Klaus. Eu n-am auzit decât o declarație citită de cetățenii de la știri. Păi mi se pare prea puțin într-o astfel de situație. Cred că președintele nostru n-are habar de cum să vorbească cu oamenii care l-au ales. Într-o astfel de situație dramatică, el trebuia să fie prezent, viu, alături de oamenii care își pun întrebări. Să-și pună și el întrebări eventual. Să ceară. O declarație scrisă nu ajută, pentru că acum poporul are nevoie de empatie, nu de hârtii. Este încă o hârtie pe care președintele formalist a trimis-o la presă să o citească. Not good. Cel puțin nu în cartea mea de comunicare. Mi-a plăcut foarte tare ce zice Zosu. Vali Petcu. Urmăriți-l pe Twitter comentariu scurt și bun. Și noi credeam că Emil a fost un președinte prost. Da. Mai departe, ce e de făcut? Ce e de făcut? În primul rând, stai, n-a terminat încă de vorbit. Vorbește acum? Ah, nu știu. Poate că vorbește în timp ce fac eu emisiunea asta și dacă este, bravo că în sfârșit a vorbit. Multe ore mai târziu, dar a vorbit, adică cât de cât. Să zicem. Să zicem. Ok. Proceduri. Oamenii comentează. Uh, noi încă mai stingem. Nu, nu le stingem cu gălate, le stins cu mașini de pompieri. Toată lumea are. Uh, Cineva. Comentariile voastre sunt absolut delicioase, ca de obicei. Uh, s-a știut de bleve, s-au trimis roboți de stingere. Că s-a știut? Probabil că n-au stat suficient de departe va zice a înțeles, nu știu dacă știrea e corectă sau nu. Da. Vă mulțumesc pentru comentarii. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă istoriștile de astăzi, care iată s-au întors forțate de împrejurări, vi s-au părut interesante, acum la sfârșit, răsplătiți-le cu un șer. Și, ce putem face, vă spuneam la sfârșit? Unu, să nu mai votăm la fel să candidăm dacă avem timp, pentru că e nevoie de oameni noi și proaspăți în politică și astăzi să vă duceți să, vota, să dați sânge. Deci sunt la centrul de transfuzii de lângă piața Victorie, din pe Victorie, zeci de oameni. Duceți-vă acolo, sunt oameni deja care stau la coadă să dea sânge, e nevoie de sânge, asta putem face. Apropo, libertatea, nu e mișto că aveți reclamă la IQOS. Mulțumesc tuturor că v-ați uitat la Istoriștiri, aici se încheie. Sper să ne vedem cu bine în toamna asta la mai multe ediții și dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să răspătiți cu un share. O zi ușoară vă doresc!